Bună dimineața și bine v-am regăsit. Iată, vă spun din nou de aici, din studioul Cafelei și din această sâmbătă dimineață. Din nou pregătiți cu mulți invitați, din nou pregătiți cu lucruri interesante, cu noutăți care se întâmplă la Reșița, care se întâmplă în Gara Severin. Primii invitații ai Cafelei de astăzi sunt doi domni. Un tânăr domn foarte talentat, care a câștigat și un premiu, desenează foarte frumos. Este vorba de Sebastian Dinu. Bună dimineața, bine ai venit la noi. Și mentorul lui, cel care l-a sfătuit, cel care l-a îndrumat, pictorul, artistul plastic Gustav Hlinka. Bună dimineața, domnule Hlinka. Cum este? Îți place să desenezi? În ce clasă ești? A 8-a. În clasa 8-a. Da, vom vorbi despre copii și desenează ținutul natal. Este o manifestare deja tradițională la câta ediție, domnul Hlinka? Deci, anul ăsta a fost cea de-a 10-a ediție de când a început acest program. Prima ediție a fost în 1992 și iată că am ajuns la 10 ediții. Organizată manifestarea, bineînțeles, împreună cu Forumul Democrat al Germanilor, cu Asociația de Cultură și Educație a Adulților, împreună cu organizații din Germania, nu? Din Austria, din Ungaria? Prima dată, ca să zicem așa, a început doar cu național. Deci au fost de la școlile din țara noastră care au elevi sau clase de germană. După aceea s-a extins în edițiile următoare cu Austria, urmă cu Ungaria, deci Austria-Ungaria. Anul trecut, ultima ediție a fost, penultima, că ultima e asta, a fost și din Polonia, acum avem din Slovenia, deci... Cum se procedează? Copiii desenează și trimit lucrările, nu? Invitația o dă președintele Forumului German, domnul Țiglă, o trimite... Sufletul și acestei manifestări, una peste alta, așa. Fără el nu se poate, deci... Este chiar sufletul și animatorul pentru tot ce se realizează în cadrul Forumului German. Și trimite școlilor cu care avem legătură directă, deci prin Forumul German. Dar multe din România am văzut, din câte am văzut eu. Păi din moment ce sunt multe școli care au tradițional clase de germană, sigur că participă. Sebie, ești la liceu Diaconovi, știți? Da. Da, ești în clasa 8-a la liceu Diaconovi, știți. Și cu desenul? Cum e cu desenul? De când îți place să desenezi? Păi eu am început de la grădiniță, era cer cu domnul Ingus. Păi asta vreau să te întreb, că ai început, că toți copiii desenează de la grădi, știi? Da. Dar tu ai făcut mai mult, deci ai mers la cer cu domnului Hlinka. Da. Așa? Și cu timpul am evoluat. Încet, încet, dar... Am ajuns aici. Hai să arătăm desenul tău, pentru că e foarte frumos și a fost pe afișul din acest an. Dacă îmi dați afișul, îl arăt afișul, că este mai mare decât Eco Del Force Dragraie. Deci astea sunt desenele tale, da? Da. Reprezentative pentru Reșița. E un desen. E un singur desen. Da. De-aia spuneam, de ce ai ales tu să faci desenul ăsta? Cam o mare problemă, și fiul meu trimite lucrări la copii și desenează ținutul natal și vești tu, mă tot întreba, ce să desenez? Nu știu, ce vezi tu, mamă? Tu cum ai ales? Ia spune-ne, că ai ales chiar lucruri reprezentative pentru Reșița. Da, asta a fost și ideea mea, să reprezint mai multe monumente, prima locomotivă, centru civic și casă de cultură. De-aia spune-mi, tu le-ai ales sau domnul Hlinka? Eu le-am ales. Tu le-ai ales? Da. Și unde vrei să mergi tu? Că eu știu că am aflat, dar spune tu unde vrei să... Ce te vrei să te faci tu când o să fii mare? Încă nu m-am decis, dar ceva, arhitectură... Uite, vezi că știam. Și așa, ceva pe ramura ce conține... Desen. Desen, da. E talentat? Foarte. Povestiți-mi de cercuri puțin. Ce e cu cercurile astea de pictură, de la Forum? Cercul de pictură și sculptură a luat ființă cu 20 de ani. Primul mentor a fost regretatul Iacob Neiber, care s-a ocupat și de desen și de sculptură. Prin anul 2000 mi s-a propus, de fapt înainte de anul 2000, încă din 1999, să preiau eu
pictura, ca să-l eliberez puțin pe domnul Neubauer, și el se ocupe numai de sculptură și eu să mă ocup de pictură. Și atunci, împreună cu soția, am preluat din mers acest cerc și am început tare de la început. Am avut 5 elevi buni, foarte buni. Mai vreau să fac o paranteză, în acest an singurul premiu luat de un reșițean a fost al lui Sedi, nu? Vă spun și ajungem și acolo. Spuneți-ne, ajungem și acolo. Și sigur că mai încet, dar am început să adune. În acest 10 ani am avut peste 100 de elevi. Deci elevi, zău socotiți elevi, eu nu i-am socotit elevi, ci pasionați de artă și... Deci am zis bine mentor. Mentorul lor, da, nu? Da. Ați fost profesor, ați fost mentorul, bun. Da, nu mă simt în piele de profesor, pentru că eu sunt însuși artist. Și mai degrabă transmit celui care vine ideea de a desena și de a picta. Nu m-am mersit niciodată în desenele lor. Dacă nu? Greșesc desenul pe care, să zicem, eu pun o natură statică și greșesc, în colțul hârtiei refac schema cum ar trebui să fie și un altă tine față și fă-o. Greșesc. Cum vă întâlniți cu ei, domnul Clinca? Că sunt copii de diferite vârste. Vă întâlniți separat, împreună, de câte ori pe săptămână? E o dată pe săptămână, joia. Îmi pare rău că nu se poate ține încă o zi, că aș fi vrut să împart între cei care încep cu desenul până la culorile de pe bază de apă și o altă zi pentru ulei. E adevărat că e puțin carambol, nu carambol. Sunt mulți? Păi câteodată am și 40. Mulți vor! Și nici nu știu cum să-i împart atunci. Înseamnă că faceți lucruri interesante acolo de să devină atât de mulți copii. Da, și după un succes, deci o expoziție, dispar. Dispar. Deci așa se întâmplă. După facem, muncim, facem, învățăm, facem expoziția și plecăm. Că de ce să ne dispărăm, da, nu? S-a ajuns mare, nu? Și până revin, dar vin iarăși în etape, iar până la un... fac o nouă expoziție, iar e trăsnet, e ok. Iar dispar. Păi e greu cu munca asta, zi de zi, știți cum e. Eu înțeleg, pentru că ei trebuie să și învețe. Alții sunt și la muzică, alții sunt și la dansuri, alții sunt și la not. Da, deci, alții sunt și la formă. Și atunci, sigur că trebuie să-ți rup din timp ca să vii la desen. Și de multe ori, atunci, chiar că nu ai... ori ești obosit, deci da, nu poți să redai ceea ce poți face normal. Ca și orele se țin pe Oituzului, la sediu forumului. La sediu forumului pe Oituzului 6. Și spuneți-mi cu Sebi, cum a fost? El s-a ținut sau a dispărut și el după expoziții? A mai dispărut? Dispărut după anumite expoziții, dar revine și știu, pentru că știu, țin legătura cu el, pentru că acum este cel mai talentat dintre elevi, ca să zic. Nu pot să spun altfel, pentru că am să vă spun încă o veste, că am mai luat un premiu anul ăsta și un premiu foarte greu, care atârnă greu pentru un elev. Și când am început cu ulei, am prins așa un curaj, să zic, în 2000, când în tabăra de la 2002, în tabăra de la Gărâna, pe vremea aceea eram în fundația lui maestrului Vintila, a fost invitat Viorel Rău de la Centrul Național de la București. Și el a descoperit pe eleva care o invitasem eu, era cea mai mare dintre elevii mei, să facă ulei acolo în tabără, fiind din localitate, Grână, vorba de Anita Hausner, care a reușit atunci 3 tablouri pe surprinderea și a mea. Dar mi-a plăcut și Viorel Rău a invitat-o la Salonul Internațional de Artă Naivă de la București în 2003. Deci a fost prima reușită, ca să zic așa, care mi-a dat mie curajul de a merge mai departe, nu? Da, și așa am început, deci pe verișoara lui Dinu, Andra Osman, am pus-o în fața culorile de ulei și am spus, dă-i drumul. O zis, nu pot, nu știu, nu așa, dar au început să picteze. Și bineînțeles că am reușit în 2005 să lansez
foarte mulți elevi la salonul de la Pitești, dintre care era Mirabela Verniciu, care era studentă la aici, la Reșița, pe Andra Osman, pe Alexandru Țiglea, pe băiatul lui domnul Țiglea, așa? Și pe Andrei Osman. Deci i-am lansat atunci la Pitești, dintre care numai Verniciu, cu o pauză de un an, a continuat până în prezență expună la Peter. Deci am totuși un urmaș din partea aceasta. Acum să trec la Sebi, că el este următorul care a făcut pasul. El a venit când era la grădiniță, foarte timid. Stăteam lângă el și puneam să deseneze. Desena. Se pare așa un băiat are cuminte cu și... el. Deci eu am observat că dacă vorbești cu elevul, el mai repede prinde decât dacă îi spui fă asta și asta și se uită, nu știe ce să facă. El desena și eu îi spuneam, aici n-ar mai trebui ceva. Păi, mai trebuie. Păi ia mai fă, ce vrei să faci? Păi, eu știu, nimerea. Câteodată îi sugeream eu ce să mai pună. Și așa își făcea desenele. Când a început să deseneze, pe urmă, avioane și helicoptere și... Cum fac băieții, nu? Da, bine, asta era... Tata lui este aviator, nu? Și da. Sigur că a recepționat ceva de acolo și, în fine, da, a trecut peste toate aceste faze, dar și-a continuat desenul conform instrucțiunilor pe care le dădeam, pentru că deja... unul care avansează, eu imediat îl susțin. Deci mai mult decât ceilalți. Că sunt, acum, spre regretul meu, trebuie să spun că sunt foarte mulți care vin mai mult să pierdă timpul pe acolo. Dar nu le spuneți. Nu mai pot să le spun. Pentru că la desen, pentru că una peste alta, la desen, ca și în sport, ca și în, poate în artă mai mult decât în altă parte, trebuie să ai și un ceva de la mama natură, adică să-ți meargă mâna. Eu degeaba mă învățați că vă spun eu că nu scoateți nimic cu mine. Dar au talent. Toți au talent. Doar în sufletul. Au talent, dar nu și îl neglijează, efectiv. Deci îl neglijează. Acum nu toți putem fi, știți, Picasso, da. Ce să facem? Mai vreau să spun un lucru înainte de a vă întreba. Anul acesta au fost trimise 468 de lucrări, din care 457 au fost acceptate la jurizare. 11 au fost refuzate pe motiv că unii participanți au trimis mai mult de o lucrare, iar 5 au fost trimise de preșcolar, deci ei n-au intrat. Să spun și componența jurului, doamna Ada Cruceanu, Maria Tudur, artist plastic, doamna Doina Clinca și Gustav Clinca, artiști plastic, și Ingeborg Nemeșacu, vicepreședinte asociației, și să spun și organizatorii, ca să nu uităm. Organizatorul principal este Asociația Germană de Cultură și Educație Adulților din Reșița și cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice București, a Bibliotecii Județene Paul Iorgovici, a Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Cara Severin și, evident, a Forumului Democrat al Germanilor din Cara Severin, dar și Asociații de Cultură Stuttmart din Graz. Da, cea mai... Am spus partea organizatorică. Da, deci cu să revin la Sebi, văzând că are talent, l-am trecut la ulei. Și, într-adevăr, n-am greșit când am început. De câți ani faci ulei? Nu mai țin. Cred din clasa a doua. Nu? Dintr-a doua? Așa de mult? Da, din clasa a doua. Da. Și primul premiu la de copii își desenează Ținutul Natal a fost acum 3 ediții în urmă, când a luat premiul 2 cu o lucrare în ulei. Sigur că ea era pe carton și nimeni n-a observat nu pe pânză. Care e diferența, în afară de cei care știau. Care știau ce înseamnă asta. Și următoarea ediție am încercat cu 5 pânze identice, dar chestiunea era că erau toți la aceeași categorie. Și nu poți premia mai mult decât unul. Cum au fost lucrările de anul ăsta? Că le-ați văzut, ați făcut parte din juriu. O parte bună, o parte slabă. Deci, alternanță. Acum, copiii mici, clasele 1, 2, 3 și 4, 10, aveau enorm de multe lucrări. Dar multe neglijente. Deci numai că mă zgălit ceva... Da, dar ei trebuie încurajați. Clasa 1, clasa 2,
ei trebuie până la urmă încurajați, că... Ce asta de clasa întâia sunt și lucrări extraordinare. Că nu știai pe care să o primiezi. Da? Da, deci e o diferență foarte mare între... Cele foarte bune și da, cele subțiri. Tipian, nu? Deci anul întâi... Primiți și premii consistente sau numai recunoaștere? Sunt premii destul de bune. Ar trebui participa, că nu se știe. Da? Ce premii ai primit tu, ia spune? Pentru locul întâi am primit destule materiale. Oh, super! Materiale, pensule, cărți, agende. Culori. A fost, da, culori și a fost destul de consistent. Și ai luat locul întâi la ce? Da. Aici, la copii și desenează. Păi nu, spune-mi la ce categorie, că s-au făcut pe clase. Clasa 7-8. Clasele 7-8, așa, ca să lămurim, că ne-ai luat pentru clasele mici. Și spune-mi, ce ai simțit atunci? Sau te așteptai să primești premiul în întâi? Nu mă așteptam, deoarece au participat multe țări și a fost o surpriză să iau și locul întâi, dar și să apar pe... Pe afiș. Pe afiș. Asta ți s-a părut ție mai interesant. Cum ați făcut afișul? Ați ales cea mai importantă lucrare sau reprezentativă? Premiile se dau câte 3 premii la categoria clasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci se dă premiul 1, 2, 3. Noi alegem cam 10 lucrări care ar putea fi discuții. Da. Deci nu poți să nu iei în seamă toate lucrările care sunt expuse, pregătite pentru expunere. Și atunci, după ce alegem, mai premiem și școlile participante cu un număr mai mare de elevi. Uh-huh. Deci dăm școlii, deci un elev din cei mai buni din școala respectivă, care n-a fost trecut la premiu, capătă un premiu special. Afișul și marele premiu se discută între cei care sunt pe locul 1, dintre toate cele 4 categorii. Am înțeles. Deci atunci se hotărăște cine ia marele premiu și cine va fi pe afiș. Acum marele premiu a fost câștigat de o elevă din Craiova, deci de la școala catolică, și afișul la... Îl a dat lui Sebi, ceea ce mi se pare normal, că era organizată de Reșița și reprezentativ pentru Reșița acest afiș, chiar merită și în Ramat, e foarte frumos. Deci vreau să spun că și la ediția trecută la premiul întâi. Tot premiul întâi ai luat. Deci te așteptai să iei premiul întâi, că știi cum e, când ești VIP într-un domeniu, atunci ești privit altfel. Așa nu, e? Nu se dă pe chestia asta. A avut lucrarea cea mai bună. Dar spuneți-mi, cum sunt lucrările românilor comparativ cu celor din Slovenia, din Austria, din Ungaria? Sunt diferite? Sunt mult mai buni ai noștri? Sunt mult mai talentați ceilalți? Cum sunt? Până acum mi s-a părut școala de la Feldbach cea mai bună. Da? Din punct de vedere. Feldbach de unde? Din Austria? Din Austria, dar acolo pot să și spun că au materiale. Aha. Deci contează și materialul de artă până la urmă. Anul acesta n-am avut eu dați, în afară de Sebi, care a avut desenul controlat de mine, deci l-am văzut dinainte, l-am avut la păstrare, l-am pus și fără nume ca să nu fie discuții că eu susțin pe Sebi. Nu l-am susținut pentru că juriul e de mine. Asta vreau să vă întreb, da, aveți vreo influență acolo, juriul există? Nu. Pot să-mi spun cuvântul, dar mă pot bate alți 4. Deci, degeaba pun eu vot. Bine, acum cu doamna Doina Clinca, dar nu contra celelalte 3. Deci nu așa se pune pe vot. Nu, am glumit, vă dați seama. Era într-adevăr... Deci, doamna Ada, care este președintă, chiar are o formă și chiar industria, deci lucrurile cu industrie. E prin plan acolo. E locomotiva, nu? Da, și cu locomotiva are doamna Ada așa o pasiune. Da, și vreau să spun că și în alte ediții tot așa au fost premiați cele care au avut lucrări. Bineînțeles că acum au fost foarte mulți cu locomotive. Foarte mulți. Da? Dar nu erau executate lucrări. Să aibă măcar un pic. Sunt făcute acasă și predate la școală. Deci nu au trecut prin
cum să zic eu, cum e la mine cercul de pictură și zic, măi, aici mai trebuie să lucrez sau aici asta nu-i bună, fă alta și sigur, la școală l-au adunat și l-au dat. Și sigur că e singura de la liceu Tiț, pentru că lui a fost singura de la liceu Tiț. A fost slabă în general. Nu puteam să le comparăm, deci, cu celelalte. Dar așa slabe au fost la Tiț. Ce face domnul profesor de desen? Ia spune. Ia să-l chemăm la o emisiune pe domnul profesor de desen, să-l întrebăm ce face cu voi acolo. Nu-i place cu ținutul? Ba. Da? Îi place cu ținutul? Mi-a zis de tema asta să lucrăm. Nu știu. Colegii tăi nu sunt pasionați. Nu? Majoritatea nu. Nu? Dar de ce? Am câțiva colegi care se pricep la pictură, dar restul nu prea. Nu-i interesează. Nu. Colegul lui, mamă, da, este un bun desenator. Dacă ei ar face amândoi numai grafică, nu știu ce mi-ar putea concura din ei să cu ei. Ca elev vreau să spun, da? Nu, da, nu are concurență. Însă una e să prezint numai o grafică într-un concurs. Păi dacă vrea să se facă copilul arhitect, grafica e la fix, îl ajută. Da, nu? Am zis în afară, dacă ar fi un concurs numai de grafică, atunci ăștia doi ar bate toate restul. Așa e. Bine, am mai văzut desene foarte frumoase și sunt studenți acum la arhitectură, tot copii reșițe, nu de la Tiz, din alte. Am văzut câteva cărți cu desene de ale lor care sunt extraordinare, dar v-am spus, sunt studenți la arhitectură. Da. Dar matematica îți place? Că la arhitectură știi cum e, trebuie și matematica. Nu merge fără. Merge. Cu cine faci matematică? Doamna Vlăduceanu. Și cum e? Ia spune-ne, hai că nu ne aude doamna Vlăduceanu, cum e? Înveți matematică cu doamna? Învățăm, cum să nu? Nu e nici prea rea, nici prea bună. E așa, între. Între. Ce note ai la mate? Am note destul de bune. Depinde dacă mai învăț. Ce-ți place mai mult, geometria sau algebra? Geometria? Arhitect, clar. Deci nu se mai pune problema. Dacă îți place geometria, dacă îți place să desenezi. Și alte materii, ce-ți mai plac? Cam atâta. Cam atâta? Sportul. Sportul? Da. Îmi place la toți. Da, vă place la toți? Și altceva? Germană? Germană cu cine faceți? Doamna Sonia, Voica. Vinerea asta am dat teză. Și cum a fost la teză? A fost... și greu și ușor. Am avut tot. Adică tot felul de subiecte, da. Și mai grele și mai ușoare. Bun. Și? Ați avut emoții? Da, de la început am avut emoții. Voi cât sunteți în clasă? 22. Și o să rămâneți toți și în clasa nouă? Da, cred că da. Dacă iau examenul, nu? Că o să dați examen, știi? Da, da, știu. Și? Emoții pentru examen? Avem destule și pentru... Și pentru examen. Și pentru examen. Pot să mai continui? Da, continuați. Acum am trașul de limbă să văd ce îmi spune copilul. E, și acum am întrebat personal, că mă interesează că o să fie și fiul între a cincea la anul și să aflu de profesor. Da, da. Problema e că datorită acestor mici succese pe care am avut cu elevii, am îndrăznit să, după ce am discutat cu domnul Țigla, că nu puteam să-mi permit de unul singur să lansez o expoziție la Pitești de grup. Și am profitat de ocazie că în 2005 la Salonul de Toamnă de la Pitești am anunțat participarea grupului de la Forumul German cu o expoziție de grup acolo. Și sigur că trebuia și un nume dat acestui grup și atunci... Cum ați numit grupul? Deutsche Kunstreșița. Traduceți-mi că nu le-am cu astea. Pictura germană din... Așa, bravo. Și întâmplarea a făcut că să placă și președintului nostru acest nume și imediat a și rămas bătut în cuie. Și am expus în 2006 în grup, deci cu sub acest titlu, și am invitat special pe Vasile Popovici, pentru că el nu a fost niciodată, deși s-a promis expoziții de grup și să-l ducă cineva la un salon, sau nimeni nu
Nimeni nu l-a dus până la urmă. Au trimis lucrările lui, el le-a dat, le-a făcut. Nu? Ca da, așa s-a vorbit să îl iau cu mine și l-am prezentat. Bineînțeles că vă spun că a fost un succes. A fost mare succes, mare. Da, și pentru el, și pentru noi. În 2006 l-a dus pe 2006 și în 2008 am repetat aceeași. Și în 2010 urmează, în 26 august, aceeași poveste. Ce s-a adăugat din 2006 în 2008, s-a alăturat nouă la cercul de pictură doamna profesoară de matematică Viorica Farcaș, care acum e pensionară, deci, dar atunci era înainte de pensie și a vrut să-și refacă mâna pentru lucrări, pentru pictură. Ea a fost eleva lui Faloși cândva la Casa de Cultură, unde au fost și eu primii pași în pictură la Reș, acolo i-a făcut la Faloși în atelier. Și a dat, cum să spun eu, pentru ca să îi lansez în țară pe toți, trebuie să facă o manieră artistică naivă. Deci, fără asta, eu nu-i pot lansa, pentru că nu cunosc altele. Nu cunoașteți în alt domeniu, pentru că dumneavoastră asta faceți, artă naivă. Deci, eu, practic, am început cu artă naivă în 1984, da, 4, la București, am participat cu artă naivă la Cântarea României, că așa era pe vremea aceea, și după aceea n-am mai pictat. Până în 1997, deci după 12 ani, deci eu știu povestea, că mi-ați mai povestit odată cu ani în urmă la o emisiune, dar spuneți-o. Am început să practic arta naivă. Acum, arta naivă, sunt peste 200 de artiști în viață cu arta naivă, deci cunoscuți, vreau să spun. Nu? Și pentru ca să te desparți de ceilalți, să te remarci, trebuie să faci altceva, o invenție. Și am trecut pe arta naivă suprarealistă, deci, dar probabil foarte plăcută, că ne place la foarte mult. Mi-a adus și niște premii această artă pe țară. Un premiu la Pitești echivalează cu tot visul vieții tale. Acolo la Pitești este, asta urma să... În 2008 am luat acest premiu. Dar eu vreau să trec însă la copii acum. În 2008 a participat și doamna Farcaș acolo, care a adaptat din mers pictura naivă și lucrează extraordinar. Deci naiv. Mai are de lucru la culori. Deci culoarea unui pictor care face artă naivă trebuie să fie mai puternică, mai colorată. Mai puternică, da. Deci la ea încă mai predomină, cum să zic, ce-a învățat pe vremea lui Faloș, deci mulți ani în urmă. Dar o să treacă și asta, că învață foarte repede. Și pentru că deja aveam trei persoane în grupul nostru, eu, soția și cu doamna Farcaș, a început să treacă prin gând să dezvolt gruparea cu maturi. Și am coptat pe mama unei eleve, Florentina Copan. Florina pictează? Pictează. Foarte frumos. Deci, felicitări, o să o aducem la o emisiune aici să ne povestească. Serios? Da. Și Francisca cum pictează? Foarte bine. Și Francisca pictează bine. Deci sunt alegate natură, în familie. Mai are, trebuie să o mai canalizez, cum să zice, în artă, de să-și desfoarte pe o singură dimensiune. Foarte frumos, felicitări. Însă are idei. Și o luați la Pitești. Pe doamna Florentina, da. Da. Pe Francisca, deci, pe Sebir luați? Sebir, nu se mai pune discuția, că el deja a debutat la Iași și la Bacău anul ăsta. Și spre surprinderea mea, că eu am primit telefonul, am avut o emoție puternică în momentul când mi s-a spus, a luat premiul 3 la Bacău. Bravo, felicitări, Sebi! Deci, se ocup locul 3 din 10 nominalizări, dintr-o expoziție la care tu participi primul. Și ce-a fost mai haios, îmi spune că eu când m-am dus la birou să caut în catalog, nu era. El a trimis lucrurile cu întârziere.
Și s-a făcut pe ce era în sală, s-a editat catalogul înainte de a trimite. Nu era, dar e bine, că toată se termină cu bine, știți cum e. Bă, expoziția personală, domnul Plinca, când o pregătiți la Reșița? La Reșița o să mai fie, dar personala va fi anul viitor, în mod sigur, pentru că eu în ianuarie împlinesc 40 de ani de sinedă. Foarte bine. Și atunci vreau să fac o expoziție și la Reșița, și la Oravița. Unde v-ați lansat? Sau nu? De la Savana sau la Reșița? La Reșița. Da, dar Oravița pentru mine este a doua localitate din suflet, deci unde am făcut și școală. Și mă cunosc foarte mulți acolo și sunt prieten bun cu Ionel Bota și... Și vă duce și acolo pe expoziție. Am fost invitat deocamdată teoretic, deci am discutat, pentru că la Anina, la anul viitor, la Steierdorf, mai bine zis, se împlinește 100 de ani de funcționare a școlii. Deci centenarul școlii, ca să descoper că eu am fost exact absolventul a semicentenarului. La 50 de ani. Deci, vedeți câte întâmplări fericite se unesc. Da, și 40 de ani de pictură, lăsa seama că s-adună. Vin la școală respectivă să fac o expoziție, să arăt ce am realizat din punct de vedere artistic. V-am mai spus o dată mai de mult, sper că nu mă repet, doar că de dragul de a mă repeta, eu am vrut să trăiesc nu degeaba, adică să realizez ceva în viața mea. Ați realizat, vă mulțumesc mult, îi mulțumesc și lui Sebi, îl felicităm pentru ce, pentru premiul obținut și care a reprezentat până la urmă Reșița și Tițu cu, le-a reprezentat frumos, chiar dacă restul lucrurilor spuneți că nu au fost grozave, dar iată, una și bună, nu? Da. Și vă mai așteptăm la noi cu mult drag. Noi continuăm, ne mișcăm puțin cu Florentina și revenim rapid în studioul cafelei. Avem invitații, avem subiecte interesante, așa că rămâneți cu noi.